În ultimii ani, primăria Chieșdului a fost implicată în proiecte de modernizare a școlilor și a grădinițelor din comună. Finanțate prin programe internaționale și fonduri guvernamentale, școlile și grădinița din localitate aduc un suflu nou comunei, încurajând interesul pentru educație. Modernizarea instituțiilor de învățământ preșcolar și gimnazial din Chiești răspunde politicilor sociale naționale de îmbunătățire a accesului la educație în mediul rural prin crearea de noi facilități în școlile din mediul rural. Conform ultimelor statistici publicate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de organizația guvernamentală World Vision România, școlile din mediile rurale sunt defavorizate comparativ cu cele din zonele urbane în ceea ce privește finanțarea disponibilă, resursele umane, infrastructura și accesibilitatea. În acest context, modernizarea grădiniței și a școlilor din Chiești și Sighetul Silvaniei arată interesul administrației locale pentru încurajarea educației. Astfel, obiectivele menționate au fost modernizate prin surse guvernamentale și locale, dar și fonduri deci de la Banca Mondială. Deci e o investiție, un proiect făcut de către noi în 2002, care au fost depus la Ministerul Învățământului, este o finanțare guvernamentală, au fost construite, deci este un proiect canadian ca și arhitectură, e unic, cred că, și nu că cred că, în categoric, Uh, și uh, cu finanțare, cofinanțare de la bugetul local am reușit să o construim. Sigur că vă spun că este unică ca proiect, uh, ca arhitectură și unică, cred, sau printre primele, nu chiar unică, ca și dotare. În ce constă? Dotare, dotare constă în tot, în internet, în uh, calculatoare, în imprimante color în biblioteca lor, în dotare fiecarei grupe, pentru că funcționează 5 grupe de grădiniță în această grădiniță, cu cadre didactice cu o vechime de peste 30 de ani, unele dintre ele, vă dați seama, am avut în cadrul grădiniței din Chiești foarte multe întâlniri de, din astea cercuri pedagogice cu educatorii din tot județul și toți cei care au fost prezenți acolo au spus același lucru, nu sunt eu primul care îl spun, că este o grădiniță frumoasă, dotată, modernă. Sigur avem în jur de 107 uh, copii la această grădiniță și uh, 5 cadre, 5 educatoare, cum v-am spus, cu o mare experiență fiecare dintre ele. De asemenea, primarul a spus câteva cuvinte și despre cele două școli din comună recent modernizate. Noi avem două școli care funcționează, una în Cheș cu clasele 1-8 și una în Sigătul Silvaniei cu clasele 1-4. În ambele școli avem încălzire centrală, centrale termice, ambele școli au fost reabilitate, modernizate. Școala din Cheș printr-un program pe Banca Modeală, școala din Sighet printr-un program finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării. Că ambele școli sunt bine dotate. Totodată, Ioan Cătana a atras atenția că în eventualitatea unei viituri, grădinița și școala din centrul Chieșdului, frecventate de 107 preșcolari respectiv 276 școlari, vor fi primele afectate.